Iubiți frați și surori, prin Harul Domnului continuăm părtășia de studiu biblic cu lecția 5-a, Etica creștinului în societate. Aici ne vom referi la acțiunile noastre ca indivizi, ca familii. În lumea aceasta suntem observați, dar totodată vom privi și la Relaționarea noastră directă față de societate, între colegi, în vecinătate sau în alte ocazii, umblând în viața noastră de străini și călători în lumea aceasta. Etica creștină cuprinde normele de caracter, pe baza cărora un copil al lui Dumnezeu își regizează. Toate acțiunile își controlează activitățile și se desfășoară în întreaga lui viață. Etica aparține teologiei. Biblia pune mare preț pe comportamentul nostru. Sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu. Nimeni dintre noi n-ar putea să afirme, sau dacă ar face-o, ar fi o auto-înșelare. Că el este un copil al Dumnezeu fără să dovedească aceasta. De aceea să ne întrebăm în această seară care este comportamentul nostru, în primul rând, așa cum îl văd oamenii, cum percep ei Sfințenia noastră. Ne recunosc ei ca și fiind diferiți de ei, văd în noi ceva aparte sau pentru cei din lume suntem o organizație separată, dar în fond, în natura problemei, în plan moral, nu sunt diferențe fundamentale între noi și ei? În Vechiul Testament, Dumnezeu a vrut ca evreii să fie un popor pus deoparte, dar ei s-au amestecat cu neamurile și striga Dumnezeu prin profetul Mica, citim din cartea sa, capitolul 6, versetul 8, întrebând, Ți s-a arătat omul ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine? Decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli merit cu Dumnezeul tău? Aici este o chintesență a eticii din Vechiul Testament. Cine este drept, milos și în același timp smerit, dă dovadă de un comportament în voia lui Dumnezeu. În Noul Testament, lucrurile prind un contur și mai puternic prin învățătura Domnului Hristos. Citim din Evanghelia după Matei, capitolul 10, observând că Domnul știa, El însuși a fost pe pământ, în ce condiții trăim, dar totodată ne-a învățat cum să trăim. În lumea aceasta trebuie să fim înțelepți, pentru că altfel oamenii sunt lipsiți de scrupule, de intenții bune, dar în același timp noi nu ne putem permite ca și ei să acceptăm reguli de genul scopul scuză mișloacele. De aceea Domnul spunea, citesc Matei, capitolul 10, versetul 16, Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor oile nu vor deveni niciodată animale de pradă. Iar în continuare, într-un mod foarte specific, Domnul zicea, fiți dar înțelepți ca șerpi și fără vină ca porumbeii. Nu este chiar ușor să poți împleti înțelepciunea șarpelui, care pare a fi un exemplu negativ, dar nu sub aspectul înțelepciunii. Șarpele este un exemplu negativ prin aspectul răutăților. Și aici Domnul arată fața morală a lucrurilor când zice aveți nevinovăția porumbelului. Doamne, ajută-ne! Am citit despre un african care provenea dintr-una din religiile lor locale, care a intrat în contact cu misionarii creștini și totodată cu cei musulmani. El nu cunoștea prea multe lucruri din punct de vedere teoretic, nu putea să citească, dar a raționat astfel. Mă duc și voi sta câteva luni în casa unui creștin, ca să cunosc religia lui. După extirarea timpului propus, i-a zis gazdei, motivându-și plecarea. Mă voi duce să stau și în casa unui, unui musulman tot atâta timp. Dacă voi constata că într-adevăr felul în care vă comporta voi în casă este mai demn, mai superior față de cel al musulmanului, voi veni înapoi. Dacă nu voi veni, să știți de ce am rămas acolo. Și a zis creștinul, declara ulterior, dacă știam că mă urmărești în felul acesta, mă comportam altfel. Și rămâne întrebarea, oare s-a mai întors sau nu? Dar este o altă întrebare mai aproape de noi. Dacă era în familia noastră, se mai întorcea sau nu? Să privim în această seară, într-o primă parte, la... Etica creștină și respectiv la etica lumii. Pentru că există și în lume anumite norme, legi cu caracter moral. În primul rând, etica creștină se bazează pe revelație, adică pe descoperirea dată de Dumnezeu prin scripturi. Prin aceasta putem aprecia că și creștinul este la lumină. Dumnezeu este Cel care face lumină. La El locuiește. Iar lumea, adică cei ce n-au avut parte de descoperirea divină, sunt încă la întuneric. Ei zăresc, în cel mai bun caz, ca și în ceață. În Vechiul Testament, în Cartea Deuteronom, capitolul 4, este scris despre legea pe care Dumnezeu a dat-o evreilor. Citim de la versetul 6 la 9. să le păziți și să le împliniți legile date, căci această lege va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea poporilor, care vă -au auzi vorbind și toate aceste legi și vor zice, acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. Versetul 8. Și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care vă pun astăzi înainte? Nu mai ia minte asupra ta și vechează culoarea minte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale? Ca nu cumva să uiți lucrurile pe care le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă, fă -le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Deci descoperirea Domnului este minunată, legea este dreaptă, le rămânea doar să o aplice. Privind în Noul Testament, Domnul Iisus a venit să aducă lumina desăvârșită. El însuși a fost lumina, apoi ne-a identificat pe noi prin a fi purtătorii luminii sale, cei care am rămas să fim lumină în lume. Sau, cum scrie Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15, Dar dacă voi zăbovi să știți cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, și ascultați și definire de statutului nostru, stâlpul și temelia adevărului, ceva stabil care oferă o informație validă, concretă, o cunoaștere adevărată. Și tot Apostolul Pavel scrie lui Timotei în a doua epistolă, capitolul 1, versetul 13, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le a auzit de la mine. Ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Deci etica noastră se bazează pe Scriptură, pe ceea ce Dumnezeu a definit ca fiind drept. Dumnezeu spune ceea ce este bine și respectiv ceea ce este rău. Un al doilea pilon de bază al eticii, etica creștină Etica biblică, vechi și nou testamentală, este teocentrică, adică îl are în origine pe Dumnezeul suveran, care este sfânt și pretinde creației sale sfințenie. Dumnezeu ne cere tot ceea ce ne-a revelat în Biblie, dorește să fim așa cum este El. Pentru că Creatorul este și Stăpânul Universului. De aceea nimeni să nu se gândească atunci când ar vrea să adopte un alt mod de viață. Așa este la noi în biserică sau așa practică societatea în vremea noastră. Nu! Baza eticii este Sfințenia Divină. Noi oamenii niciodată nu ne putem permite să negociem nici între noi și nici nu l-am putea apela pe Dumnezeu să facă derogări de la ceea ce este în primul rând natura sa. De aceea, iată ce vă citesc din cartea Isaia, capitolul 40, Dumnezeu a vorbit prin lege, apoi prin profeți. Versetele 27 și 28. Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele, soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu? Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeu cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătruns. Deci, chiar în aspectele în care noi nu-L înțelegem pe Dumnezeu și aparent am vrea să nu fim de acord cu El, nu ne putem permite să punem la îndoială principiile sfinte. Dumnezeu este sfânt și nu avem voie să pervertim termenul de sfințenie. Sfințenie trebuie să înseamnă ceea ce este Dumnezeu, nu ceea ce gândim sau apreciem noi. Este scris în Nebetic, dar eu citesc doar din reloare, din 1 Petru, capitolul 1, despre cerința sfințeniei divine, 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 15. Și după cum cel ce va chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Asta înseamnă etică, morală, biblică. ce este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judică fără părtinire pe fiecare, după faptele lui, portați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Felul în care este Dumnezeu, în care s-a descoperit oamenilor, este relevat în Vechiul Testament în modul cel mai substanțial și esențial prin morala decalogului, prin cele zece porunci. Să deschidem la Carte Exod, capitolul 20, pentru a privi puțin la cuvinte care au fost rostite de Dumnezeu și totodată scrise de mâna Lui. Aici nu sunt aprecieri profetice, nici exprimări poetice sunt cuvintele lui Dumnezeu. Pe cele două table de piatră s-a stat ornicită relația omului cu Creatorul, cu Dumnezeu, și cu aproapele, cu societatea. Prima poruncă, să nu ai alți Dumnezei, evidențiază într-un mod foarte clar suveranitatea lui Dumnezeu și elimină orice fel de sincretism religios. Dumnezeu s-a prezentat pe sine ca unic Dumnezeu. Și acest aspect este reluat într-un mod foarte evident în toată Scriptura. Deci, în primul rând, a fi un om moral, etic, înseamnă a recunoaște pe singurul și adevăratul Dumnezeu. A doua poruncă, îl relaționează pe om în fața lui Dumnezeu, pretinzând puritate absolută în închinare. Este scris aici să nu-ți faci nicio formă de închinare din nici din Univers, pentru că Dumnezeu este gelos. Sfințenia închinării noastre, să-l avem doar pe El în obiectivul religiei noastre, inima noastră să tângească după El. De aceea zicea omului Dumnezeu Iov că nu, nu și-a lăsat inima să fie aplecată înspre stele. În mod deosebit, în Antichitate, era o închinare pe fond astral. Chiar dacă Dumnezeu nu se vede, noi credincioșii trebuie să ne păstrăm curăția închinării și adorație noastre numai față de adevăratul Dumnezeu slăvit să fie numele. Porunca a treia accentuează Respectul față de Dumnezeu. Dacă El este singurul Dumnezeu, căruia îi dăm întreaga noastră ființă, atunci trebuie să vorbim într-un mod reverențios despre Dumnezeu. De aceea este scris aici, de la versetul 7, să nu iei în deșert numele Domnului. Oare vorbim cu respect despre Dumnezeu? Evrei. Înțelegând aceasta, dar ducând-o într-o extremă greșită, se și fereau să pronunțe numele. De aceea se consideră că s-a și pierdut pronunția corectă a tetragramei IHVH Iahve sau Jehova. Într-o vreme doar marle preot pronunța această expresie cu ocazia ispășirii din Sfânta Sfintelor, adică atunci când intra în camera unde era prezența divină. Cred că greșeala poate fi pe ambele laturi. Pe de o parte, să nu pronunțăm numele lui Dumnezeu considerând că e prea sfânt și asta înseamnă să-l pierdem, ne vorbind despre el, sau să banalizăm numele lui Dumnezeu și prin aceasta persoana divină. Când vorbim despre Dumnezeu, nu ne facem cruce, dar inima noastră, Trebuie să presalte și să avem respect față de el. Amin. Porunca a patra, cum știți, statornicea o zi de odihnă și de închinare. O etică sănătoasă presupunea și în Vechiul Testament un timp special pentru Domnul. Deja de la porunca aceasta începe să se deschidă relația cu umanitatea. Ziua de șabat presupunea nu doar închinare față de Dumnezeu, ci și odihnă pentru toți cei din casă, chiar și pentru animale, pentru că și ziua de odihnă e de la creație, nu doar din lege. Apoi, de la porunca a cincea, știți că e cea dintâi poruncă, însoțită de o făgăduință, se pun bazele relațiilor de familie, respectul față de părinți. Toți ne-am născut prin părinți. Cine nu respectă părinții, spune Scriptura, cine nu are grijă de ei, este mai rău decât un necredincios. Cine nu uh, cinstește pe tată și pe mama, nu poate să fie un adevărat credincios. Etica sfântă, biblică, presupune în mod fundamental și aceasta. Porunca a șasea se ocupă de protecția vieții individului în comunitate. Să nu ucizi, și știți că Domnul explică de fapt ce înseamnă asta. Viața are valoare. Porunca a șapte accentuează sacralitatea relațiilor conjugale. Să nu prea curvești. Dumnezeu a statornicit viața de familie în parametrii naturali, sănătoși, practici. Porunca a opta, să nu furi, tratează protecția avutului apropiului. Dumnezeu a respectat prin legile date dreptul de proprietate, în așa fel încât fiecare individ sau fiecare familie, depinde despre ce bunuri este vorba, să aibă proprietatea lui, porunca a noua să nu faci o mărturisire mincinoasă, se ocupă de o avea o mărturie adevărată în orice situație. Știți că minciuna este izvorâtă din natura diavolului, iar Dumnezeu se evidențiază prin natura adevărului. Și porunca a zecea să nu poftești, urmează o înșiruire de lucruri de la nevasta apropiului până la cele mai neînsemnate lucruri ale lui, condamnă atitudinile egoiste, Altruismul te face să te bucuri de ceea ce are altul, un egoism păcătos te face invidios și chiar dacă nu i-ai fura cel puțin, nu ai suporta, n-ai privit cu plăcere spre ceea ce are aproapele. Prin decalog, prin legea Vecului Testament, Dumnezeu a poziționat Israel într-un mod net superior față de toate celelalte religii și civilizații din antichitate. Se consideră, asta știți de la istorie, că în vremea aceea codului Hamurapi a fost cea mai avansată formă de exprimare înscrisă a unei legislații de drept comun, de conviețuire în societate, în plan familial, existau norme de la avere până la alte domenii ca cel sanitar sau militar, însă au fost toate acestea și altele inferioare, așa cum am citit în Deuteronom, legii date de Dumnezeu. De aceea spuneam încă de la început că etica noastră se bazează nu pe ce au gândit înțelepții sau pe ceea ce oamenii au considerat că este practic, ci pe ceea ce Dumnezeu a vorbit. Etica noastră este izvorâtă din Dumnezeu, din însăși natura și gândirea Lui, slăvit să fie Domnul. Dar în Vechiul Testament ne-a fost dată numai legea, adevărul a venit prin Domnul Hristos. Morala Noului Testament aprofundează etica decalogului, evidențind natura dragostei, pentru că Dumnezeu este dragoste. De fapt, explică Domnul Isus. Și citim din Matei capitolul 5, rea apostolul Pavel, că toată legea înseamnă de fapt să iubești pe Dumnezeu și pe aproape. Citim din Matei capitolul 5, de la versetul 44, Aici sunt prezentate pe rând câteva dintre porunci, personal cred că Domnul Hristos le-a explicat pe toate. Știți exprimarea Domnului, s-a zis în vechime, ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun, Domnul a ridicat ștacheta etici, în Vechiul Testament, omul era pedepsit doar dacă și-a lovit aproapele în mod intenționat. Altfel, putea să rămână nepedepsit. Vă dau ca exemplu pe Absalom, care a urât pe fratele său Amnon doi ani. L-a pedepsit cineva? Exista vreun decret pe baza căruia putea să-l cheme la scaun de judecată? Nu. Ei, când a ucis pe fratele său prin mâna slujitorilor săi, atunci a știu și el că va fi chemat la judecată și a fugit la bunicul său. Iată cuvintele Domnului Hristos. Matei capitolul 4, scuzați, Matei capitolul 5, de la versetul 44. Dar eu vă spun, aici este concluzia, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastă, mă faceți bine celor ce vă urăsc și rogați vă pentru cei ce se poartă rău cu voi și vă supresc, vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri ajungem la aceeași idee. Domnul Hristos a fost fiul venit de la Tatăl, care purta natura Tatălui. Și ne-a explicat mai mult decât a putut Dumnezeu să explice evreilor prin table legii. Cum ar vrea Dumnezeu să fim, să ne comportăm? Scrie în continuare aici, căci Dumnezeu este bun și cu cei buni și cu cei răi. Face diferențierea, versetul 46. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată? Mai așteptați. Nu fac așa și vameșii. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Deci etica creștină este neobișnuită în lumea aceasta, este diferită. Oare păgrii nu fac la fel? Voi dar fiți dar desăvârșiți. După cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin. Deci etica creștină a fost evidențiată într-un mod desăvârșit de Domnul Hristos. Prin învățătura și exemplul său. Iar nouă, cum știți, ni se cere să trăim ca El. Nu ni se cere să facem în mod absolut lucrarea ce a făcut-o El. Dar din punct de vedere etic al dragostei, ni se cere să manifestăm aceeași bunătate, răbdare, îngăduință. Și toate acestea vor putea fi realizate pentru că Duhul Tatălui care a fost peste Domnul Hristos, este și peste noi. Să-L lăsăm să se manifeste, ca să vadă oamenii natura adevăratului Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! A fi un om etic, moral, nu înseamnă avea doar o bunătate relativă și a nu fi curvar. Înseamnă a dobândi natura lui Dumnezeu. Și a te putea raporta apoi la oameni buni sau la oameni răi, la lumea aceasta. După felul în care Dumnezeu știe și poate să se manifeste. Cum a făcut-o prin Domnul Hristos. Vom privi puțin la etica lumii. Pentru că fiecare societate își evidențiază gândirea ei, filozofia ei. De exemplu, au avut și comuniști etica lor. Nu a fost atâta imoralitate cât acum. Nu erau de acord cu concubinajul, nu admiteau pornografia, de exemplu, care este acum, nu acceptau ca să fie atâția oameni care trăiesc într-un mod ilicit. A fost o etică. Erau anumite norme. Acum, societatea noastră liberă se laudă cu alte drepturi cu o toleranță mult mai mare în această privință. De exemplu, musulmani au și etica lor. În Arabia Saudită, de exemplu, nu se comercializează băutură. Nu este voie ca o fată să umble în societate decât în prezența tatălui ei sau în frate mai mare. Da, dar dacă ne întrebăm cum stau musulmanii cu porunca să nu ucizi, zero puncte ce nu pot să realizeze prin educație sau prin teoretizare, au dreptul bancă sub auspiciile unor mari răsplăți să o facă prin forță. Hindușii au și ei etica lor. De exemplu, nu și permit să ia viața unor animale. Nu sunt la fel de revoluționari precum musulmani, dar femeia, de exemplu, este înjosită, oamenii din castele inferioare sunt disprețuiți până la nivelul animalelor. Deci, vreau să înțelegem că etica lumii este de natură umanist, spiritistă și lipsită de revelația divină. Etica lumii are anumite aspecte bune pentru că a existat, de exemplu, în Grecia antică, o aripă moralistă a filozofilor. Exista și o altă aripă foarte degradată. Unii din gânditorii greci își evalua viața nu după numărul de ani, ci după numărul de neveste. Însă au fost atunci moraliști, ca Socrate sau. Un seneca la latin. Și când ne gândim că acesta a trebuit să coabiteze cu imoralul nero, de exemplu. Însă se observă în etica acestei lumi o influență foarte puternică a elementului spiritist, demonic. Aici avem de-a face cu aspectele mitologice sau cu cele legate de vrăjitorie în Africa, de exemplu, dar în toate religiile. Există o infuzie de elemente de natură spiritistă, profană. De exemplu, în concepțiile orientale se consideră că universul acesta trebuie să coexiste într-un echilibru al luminii și întunericului, ai binelui și răului, un plus și minus care trebuie să se echivaleze. Ori etica biblică ne spune cu totul altceva. Dumnezeu este lumină și întunericul nu are niciun spațiu rezervat, el se doar îngăduit prin efectul diavolului. Cred că nu ne trebuie multă lămurire ca să înțelegem că oamenii din lumea aceasta au o etică tare ciuntită. Vă citesc din Roman, capitolul 1, unde Apostolul Pavel evidențiază starea în care a ajuns umanitatea. Citesc de la versetul 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Deci etica lumii este lipsită de o lumină întreagă. Și scrie aici despre idolatrie, imoralitate și mai mult, scrie apoi de la versetul 28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, versetul 29, au ajuns plin de orice fel de nelejuire. Și așa cum vă spuneam, comuniștii nu permiteau una, dar permiteau alta, arabii, musulmanii, nu permit una, dar o acceptă pe cealaltă, la asiatici și tot așa, africanii de asemenea. Numai Dumnezeu încriminează răul în întregime și scoate în evidență la lumină binele și valorile frumoase ale adevărului. Să ne păzim, pentru că aceste curente, într-un fel sau altul, încearcă porțile bisericii. Spune Scriptura în 1 capitolul 4, versetul 1, Exact pentru vremea noastră, dar Duhul spune la murit că în vremurile din urmă unii se vor lepăta de credință ca să se piască de duhurile înșelătoare și de învățătura dracilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însuși cujetul lor. Să ne păzească Domnul de toate acestea. Pentru că imoralitatea din lume încearcă și pe tinerii noștri. Lipsa de fidelitate la nivel conjugal Ispitește familiile, corupția în plan economic, în mod deosebit pe cei care sunt oameni de afaceri. Ne rugăm în mod deosebit pentru copii, pentru cei care sunt în curs de învățare, ca să poată învăța un adevăr curat și să nu fie un amestec păcătos de bine și rău. Fiecare popor plătește un tribut originii sale genetice, culturale, naționale. Zilele acestea, începutul lunii decembrie, știți că este povestea aceea cu moș Nicolae și povestea un frate că a auzit o discuție când un reporter întreba pe un preot de ce duceți totuși oamenii cu minciuni și continuați această poveste în generațiile următoare, doar știți că nu vine noaptea să pună dulciuri, și a spus, da, dar Sfântul Nicolae a fost un om de valoare care a iubit copiii. Și asta ține de tradiția noastră românească. L am auzit eu cu urechile mele pe Sorin Oprescu, primarul capitalei, care spunea cu ocazia um, serii de Moș Nicolae a dat drumul la toate luminile și toată aranjarea de iarnă. Și spunea, împărțind darul copilor. Ei mai cred, dar grija noastră este să-i facem în continuare să creadă. Oameni care, repet, au anumite trăsături morale în gândirea lor, dar care acceptă sub o formă sau alta, sub diverse motivații. O minciună, un fals. De aceea să ne gândim dacă nu cumva suntem tributari unor aspecte tradiționale lipsite de etică. Iată ce vă citesc din Galaten, capitolul 2. Unii dintre slujitorii Bisericii Primare au fost prins în fragrant, în ipocrizie și când îl mustră Petru pe Pavel, printre altele spune Galaten 2 cu 15, noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri. Ce vreau să spună cu asta? Adică ei au moștenire mult mai bună. Pe când cei dintre neamuri sunt lipsiți de o educație sănătoasă. Au fost crescuți fiecare cu falsurile lor. asiatici cu a lor, noi europeni cu nebuniile noastre. Am scris într-un articol în revista Dragoste pentru Adevăr, care a citit despre Moș Crăciun și Buda cel Vesel. Amândoi sunt îmbrăcați în roșu, cu burtă mare, cu un sac în spate. Dacă i-ar arăta o poză unui european, ar spune Moș Crăciun. Hai, comuniștii ar fi spus morgerilă. Dacă i-ar arăta aceeași imagine unui chinez, va spune i Buda cel vesel. Ei, sunt și diferențe, ca europeanul nostru coboară de la polul nord numai la sfârșitul anului, Buda cel vesel umblă în tot anul. Și oamenii sunt tributari unor astfel de aspecte. Și atunci etica lor, dau un exemplu, îi face ca să dea și ei daruri când ne dictează idolul să dea. Pe când Dumnezeu spune să fii darnic cu săracul și drept cu străinul, totdeauna. Și toate acestea se răsfrâng asupra comportamentului nostru religios. Domnul să ne dea pricepere. Și cum scrie în Filipen 2, să ținem cont că lumea asta trăiește după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează în oamenii răi, în fine ascultări, în am și noi, dar Dumnezeu ne-a dus la lumină. Și dintr-o dată gândirea noastră, optica noastră, modul de viață se schimbă. Cum au ajuns oamenii aici? Căderea în păcat. A făcut ca omul, prin mândrie și rebeliune, să se răzvrătească împotriva voii lui Dumnezeu și cum am citit în Roman, capitolul 1, să se îndepărteze și să piardă aceste elemente esențiale ale gândirii lui Dumnezeu, ale voii lui. Oamenii au încercat prin diverse sisteme să îmbunătățească rasa umană. Unii au încercat asta în plan genetic și acum există încercări ca prin mutații genetice să se îmbunătățească regnul uman. Alții au încercat prin educație, fie prin instruire, fie prin forță. Câte societăți nu s-au perindat de-a lungul istoriei? Cei care am întâlnit problema comunistă ne amintim câtă, câtă teorie era, că era tare greu de ținut minte. Oricum, nu ne plăcea, probabil și de aceea nu memoram ușor. Și s-a încercat să se facă un om nou, s-au schimbat, care aveți idee despre evoluția filozofiei de la Platon, Aristotel și toți până la cei de dată recentă. Toți au încercat într-o formă sau alta să pună lucrurile, să arate ce e valoare, ce e non-valoare. Degeaba. Oamenii nu pot. Adevărata etică vine numai prin lumina pe care Dumnezeu o lasă peste noi. Aș concluziona acestea printr-un verset din 1 Timotei 4, versetul 7. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Deci tot ceea ce a izvorât din gândirea umană, scrie mai departe în aceeași epistolă, chiar dacă ține de știință, e pe nedrept numit astfel, sunt basme lumești și băbești. Și în continuare e scris, caută să fii evlavios. Asta îți dă valoare aici și totodată în împărăția lui Dumnezeu. În aceste condiții, dragii mei, să nu uităm așadar, Dumnezeu ni s-a descoperit prin Scripturi. Noi cunoaștem ceea ce este bine, felul în care gândește și trăiește Dumnezeu prin Scripturile Vechiului Testament și apoi în mod desăvârșit prin Noul Testament, prin învățătura Domnului Hristos. Care diferă de întreaga gândire a lumii. Oamenii și-au pierdut din valorile inițiale și cei mai grav au fost afectați de diavolul. Aș putea spune că în lumea aceasta, computerele umane sunt mult mai inferioare și totodată sunt și virusate. Pe când Dumnezeu, prin scripturi, vrea să ne dea un program sănătos care poate să opereze cu valori adevărate. Amin. Voi menționa acum câteva domenici ale eticii creștine. În unele din lecțiile următoare ne vom opri la aceste domenii, acum doar voi prezenta câteva capitole ale eticii. Din ceea ce a spus până acum, rezultă într-un mod clar că etica creștină este mai întâi una de factură spirituală, intelectuală, mai întâi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Duhul Dumnezeu să ne pătrundă, apoi se materializează în domeniul fizic, practic, material. Creștinismul nu este doar o teorie, o filozofie, este un mod de viață. Să citim din Galaten, capitolul 5, unde se poate observa în mod distinct ceea ce cuprinde natura unui om din lume și respectiva unui om născut din nou, care are o nouă etică, o nouă trăire. Citim de la versetul 19 și faptele Filipământului sunt cunoscute și sunt acestea. Și apare lista. De la imoralitate până la îmbuibare și beții. Apoi, de la versetul 22 este scris, roada Duhului din potrivă este dragostea. Exact ceea ce spuneam că ne-a evidențiat Domnul Hristos, vorbindu-ne din partea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii un om moral, cu o etică, biblică, să iubești oamenii. Bucuria. Chiar dacă sunt și motive de insatisfacție. Dacă nu te poți bucura de binele tău, te bucuri de binele altuia. Dacă n-ai un bine prezent, ai un bine în care nădăjduiești, o aspirație sfântă, pacea. Și alte valori sfinte ca îndelungă răbdare, bunătate, afacerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, împotriva acestor lucruri, nu este lege. A fi etic, a vedea oamenii că ai o natură de creștin, înseamnă a avea roada Duhului Sfânt. Doamne, ajută-ne să ne îmbrăcăm cu aceasta. Cum zice în Coloseni 3 și asta se va observa, în mod deosebit se va sesiza acolo unde a venit un om din lume, unde oamenii vor observa schimbarea. Iată ce citim în ideea aceasta în Tit, capitolul 2, Apostolul Pavel scria, citesc de la versetul 11, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătate și cu poftele lumești să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate, evlavie. Acestea sunt aspectele cele mai evidente din punct de vedere moral. Doamne, ajută-ne! Spuneam că voi identifica câteva domenii. În primul rând, căsătoria, viața de familie. Aici este cea mai intimă și cea mai importantă relație interumană. Este și cea mai încercată. Nu vor ști vecinii câți bani dai tu la biserică, ce vocabular ai și ce gândești despre ei întotdeauna. Dar cei din familie vor ști, cum se spune, că după ce mănânci un sac de sare cu cineva, cam știi cât e de dulce. Soția, soțul, ne pot da nota cea mai reală. Ei pot să ne fie un ajutor, atât în a ne corecta, cât și în a ne ajuta. Pe de altă parte, tinerii care își păstrează curăția până în ziua unirii lor de către Dumnezeu. Sunt dovada, aș spune, cea mai puternică a eticii creștine în societatea noastră murdară. O fată fecioară, un băiat care nu-și permite să privească atâtea scene imorale și chipuri provocatoare câte sunt în lumea aceasta. Va fi o dovadă indubitabilă a ceea ce Dumnezeu a vrut să fie copiii Săi. Cei din jur se vor șoca și își vor da seama că într-adevăr aparținem unei alte lumi. Dacă vor avea, pare probleme în familie. Sunt familii mixte și vom avea o lecție rezervată creștinului în familia mixtă. Dacă se suportă. Răutățile celuilalt, nedreptățile, chiar imoralitățile. Cel din familie, în primul rând, și prin el, rudenile lui și cei din societate, își vor da seama că moralitatea pentru un creștin înseamnă fidelitate în orice condiții. Pe de altă parte, în societatea noastră, chiar recent, am aflat o statistică, scade în mod vertiginos numărul celor ce se căsătoresc și a familiilor proveniți din a copiilor proveniți din familii cu ambii părinți. În Statele Unite, statisticile arată cu totul altceva. Aproximativ un sfert dintre copii sunt în familii monoparentale, încă vreun sfert sau chiar mai mult sunt în familii de oameni care nu au fost căsăriți niciodată în mod legitim, Noi ca și creștini trebuie să dovedim societății prin viața de familie care este etica noastră. Nu vom putea noi suficient de mult să influențăm legile. De exemplu, când s-a încercat, nu știu exact în ce fază e legea aceasta, acest aspect, să se facă demonstrații, să fie respinsă homosexualitatea, să nu fie acceptată sub nicio formă în plan legal, nu s-a realizat mare lucru. Dar putem să ne dovedim etica noastră prin a ne purta, a ne păstra noi curați în viața de familie. Și iar zic, Doamne ajută-ne! Noi ca părinți, copiii la rândul lor în măsura, în modul în care vor înțelege, să ajute Domnul să își dovedească sfințenia prin Felul în care ne arătăm a fi deasupra regnului animal. Animalele au și ele funcția sexuală și de reproducere biologic înzestrată de Dumnezeu și își respectă regulile. Dar ele nu merg la biserică să se cunune. Oamenii sunt super ipocriți, au ajuns degradați până la nivelul animalelor și totuși îl mai complică și pe Dumnezeu în a rosti ce fel de binecuvântări peste oameni care nu și-au păstrat curăția. Sau ce pot să mă aștepte familii care n-au rămas în credincioșie, a declarat. Tot sub aspect familiar, Biblia nu condamnă și lasă o favoare și pentru celibatari. Scriptura spune în Isaia 56 că cei care nu se căsătoresc pot să dobândească în casa Domnului un nume mai bun decât fi și fici. Ce ar putea să fie mai înalt decât ceea ce prezintă Biblia? Cu respect față de tată, de mamă, de sos, de soție, apreciere față de cel care nu are dar o să se căsătorească, atenție față de bunici, grijă față de orice viață, față de o ființă nenăscută. Îmi pare ceva foarte absurd o societate care condamnă abuzurile față de copii, dar recomandă și susține cu fonduri avortul. Iată care este etica societății în plan familial, lipsită de orice adevăr. Să ne ajute, Domnul, să păstrăm un echilibru sfânt, ca să putem înțelege, e foarte important să ne păstrăm verticalitatea. Doamne, dă-ne pricepere! Un alt domeniu este cel al lucrurilor materiale, domeniul economic. Vom avea o lecție cu specific creștinul și lucrurile materiale. Biblia ne recomandă să ne câștigăm pâinea cea de toate zile de pe care mai întâi o cerem de la Dumnezeu prin rugăciune, prin efort adamic. Și în grădina Edenului omului s-a cerut să muncească. Iar în Noul Testament, Apostolul Pavel scrie foarte clar în 2 în capitolul 3, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Nu este aceasta o etică de cea mai înaltă clasă? Biblia condamnă orice formă de înșelătorie. Dar dacă sunt unii în incapacitate de muncă și sub aspect social, Biblia prezintă suficiente indicații pentru ca oamenii să fie ajutați. Dumnezeu le-a spus evreilor să aibă în vedere pe străin, pe sărac. Domnul Hristos spunea pe săracii, aveți una cu voi, Apostolele Rosalim stâlpii bisericii au spus apostolului Pavel să-și aducă aminte de săraci. Este de dovedit acolo unde oamenii respectă ceea ce este scris, căci Dumnezeu dă binecuvântare. Și chiar dacă sunt nevoiași, binecuvântarea acestora curge prin felul în care Dumnezeu binecuvântează pe copiii săi. Amin? Ne vom dovedi etici în privința aceasta? Un alt domeniu este viața socială și politică. Pe era comunistă, pocăii nu prea puteau nicio facultate să facă ușor. Ei, acum pot să intre în politică, pot să se implice. Problema se pune cu ce preț, cât de etică va fi implicarea noastră. Gândindu-ne că suntem doar niște rezidenți temporari, că lumea aceasta este sub stăpânirea celui rău, sunt oameni care au o chemare înaltă, ca Iosif, ca Daniel, dar câți găsim dintre aceștia? Ca Estera? Mi-a plăcut aprecierea cuiva care spunea accept ca un credincios să intre în politică cu două condiții. Unu, să nu fie slujitor, că nu se poate dedica și unia și alteia, și doi, să se priceapă la asta. Să se priceapă înseamnă să fie înzestrat de Dumnezeu, să aibă chemare pentru asta. Posibil să fie cineva, dar nu toți care vor, aș putea spune că este o egalitate, nu toți oamenii care vor să se îmbogățească sunt chemați de Dumnezeu să fie bogați. La fel, nu toți oamenii care vor să se implice în domeniul social și politic sunt chemați de Dumnezeu să facă aceasta. De aceea, să fim atenți. Amin. Vă citesc aici doar Coloseni, capitolul 4, ca și un sfat general de la versetul 5. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Răscumpărați vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. E un domeniu special, dar nu insist, vom avea o lecție a șaptea, implicarea socială a creștinului. Un alt domeniu este cel în care suntem în această seară, adunarea credincioșilor, frățietate. Scriptura spune în 1 Corinteni 6 că unii își permiteau să înșele pe frații. Cu cine ți-ar place să faci o tranzacție? Cu un pocăit sau cu un nepocăit? Ce ai vrea să ai, coleg de muncă sau patron? Un frate sau nu? Dacă este, da. Dacă e doar cu numele, nu. Însă aceasta nu scrie pe fruntea nimănui. Și trebuie să fim înțelepți și atenți. Amin? Dragii mei, diferența dintre un credincios și un necredincios trebuie să fie cât diferența dintre viață și moarte. Și asta trebuie să se observe într-un mod foarte clar în plan etic. Spune Scriptura în Roman 6, citesc cuvintele Apostolului Pavel, care spunea că ființa noastră câtă vreme trăia în natura veche, slujea păcatului. Dar, scrie el din versetul 13, să nu mai dați în stăpânirea păcatului maduralile voastre. Ca pe niște unelte, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii din morți ce erați. Să fim așadar oameni vii care trăiesc pentru Dumnezeu, oameni, în familie, în plan economic, social sau de biserică. Să ne păstrăm chemarea ce Dumnezeu ne-a dat -o. Și închei, afirmând că etica creștină, etica unui om, este dată de relația lui cu Dumnezeu. Cei din jur ne vor sesiza dacă am greșit, dar în primul rând trebuie să ne sesizăm noi. Duhul care este în noi, conștiința trebuie să ne spună dacă am procedat corect sau nu. Eu pot să mă duc la biserică ca Anania și Safira să fac daruri, dar pe cine a mințit Anania întâi? Pe Duhul Sfânt. Etica va fi dictată de relația omului cu Dumnezeu. Și aici este un verset frumos, printre altele, 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 12. Aici trebuie să ne verificăm fiecare. De aceea, la biserică, nu ne trebuie un sistem de contrainformații. Mai descoperă Dumnezeu atunci când este cazul, aflăm uneori din diverse surse, dar fiecare trebuie să cerceteze pe sine, e vremea judecății de sine. 2 Corinteni 1 cu 12, lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cujetul nostru. Că ne-am purtat în lume, despre asta vorbim noi, și mai ales față de voi, aici sunt relațiile mai intense, cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu, bizuindu nu pe înțelepciunea lumească, ci pe harul lui Dumnezeu mai repetați versetul acesta din când în când și să ne ajute Domnul să îl trăim în mod pozitiv. Și în ultimul rând, rețineți, etica creștină are valoare determinantă în creșterea noastră spirituală, în slujirea noastră. Domnul Hristos spunea că unii vor spune în ziua aceea, Doamne, noi am slujit, dar care este morala voastră? Ați lucrat fără de lege. De aceea zice în Evrei, capitolul 13, uitați-vă la mai mari voștri care v-au credința și la sfârșitul felul lor de viețuire. Și în continuare scrie acolo, să ieșim afară din lume, să suferim o cara, căci noi suntem în căutarea unei cetăți viitoare. Deci creștinul se poate verifica prin diferența față de lume și asta va califica și slujirea lui. Nimeni dintre noi să nu se înșele, eu slujesc Domnului, ba chiar am auzit o nebunie spusă de un slujitor carismatic din Statele Unite care zicea, pe noi care slujim Dumnezeu ne îngăduie, din potrivă. Scriptura evidențiază cu cât cineva este mai implicat în slujire, cu atât trebuie să fie mai curat la suflet, amin? Numai așa ne putem aștepta la împărăție și la răsplată, Doamne ajută-ne, amin.